Zvonul candidaturii primarului Romanului Laurențiu Leureanu pentru un post de parlamentar este din ce în ce mai insistent în ultima vreme. Acesta însă nu confirmă, dar nici nu infirmă acest lucru. Laurențiu Leureanu analizează în care dintre camerele Parlamentului ar dori să activeze în funcție de atribuțiile acestora. Este o intenție în analiză pentru funcția de parlamentar. Acum, sigur că vom vedea în perioada următoare în care dintre camere se va materializa. Lucrurile sunt la jumătate și vă explic de ce. Partea de Senat are atribuții care se leagă de a reprezenta mai mult pe ceea ce înseamnă siguranță națională, apărare, politică externă, iar partea de Camera Deputaților se ține mai mult ce înseamnă instituții publice, administrație publică locală, dezvoltare regională. Deci dacă m-aș lega de atributul meu și implicarea mea, aș fi aproape de ceea ce înseamnă Camera Deputaților. Laurențiu Leureanu a spus că listele de candidați se vor definitiva în următoarele 2 săptămâni. Dacă mă leg de unele dezvoltări profesionale ale mele și de lucruri care îmi plac foarte mult să le fac, s-ar lega de Senat. Așa încât, în momentul de față, lucrurile sunt la jumătate. Propunerile referitoare la locul pe listele pentru alegerile parlamentare se fac în biroul politic județean al PNL, decizia urmând a fi luată la nivel central. Discuțiile se fac împreună și cu conducerea județului, din care fac și eu parte, și sigur, până la urmă, decizia va fi luată la nivel național. De unde și au pornit discuțiile pentru eventuală candidatura mea. Reamintim faptul că în cazul în care Laurențiu Leureanu va candida pe un post de parlamentar și dacă populația îi va da votul, la Roman vor trebui organizate alegeri locale parțiale pentru postul de primar în cel mult 90 de zile de la data vacantării postului.